Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție la Constanța News TV. Astăzi în studioul nostru se află unul dintre primarii reale și ai unui oraș important al județului Constanța. Este vorba despre orașul Hârșova. Domnule Viorel Ionescu, bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ultima întâlnire a fost la dumneavoastră în birou, era înainte de alegeri. Într-o perioadă, să spunem, agitată, așa cum se întâmplă înaintea scrutinului. S-au încheiat alegerile, ați fost reconfirmat pentru funcția de primar al orașului Hârșova. Cum vi s-a părut această nouă experiență electorală? Comparativ, să zicem, cu cea din 2016. A fost de reales. O ocazie cu care profit acum să mulțumesc încă o dată hârșovenilor că au avut încredere în mine, în echipa mea și în faptul că, așa cum a spus, Hârșova trebuie să meargă înainte. Mulțumesc tuturor hârșovenilor și celor care au fost cu mine și celor care nu au fost cu mine. Cu echipa noastră, pentru că acolo avem o echipă bazată în primul rând pe prietenie și de aici dezvoltăm și echipa de partid. Deci mulțumesc și celor care n-au fost cu noi. Le-am înțeles, zic eu, nemulțumirea. Vom încerca în acești 4 ani de zile să mulțumim cât mai mulți. Nu știu dacă vom putea pe toți. Dar una peste alta au fost 4 ani ce s-au finalizat cu o campanie, hai să spunem că am obosit spunând ce fel de campanie, aș vrea să spun altfel, cu o altfel de campanie. Mi-aș fi dorit să fie o altfel de campanie la Hârșova. Cum am spus, mi-aș fi dorit să fie o campanie a bunului simț, o campanie a decenței și o campanie bazată pe proiecte. Nu toți contracandidații au fost de această părere? Sau? Da, nu, și în general, știți cum este? Fiecare face ce știe și cât poate. Noi am știut și am făcut o campanie decentă. Haideți să vă întreb altfel. A fost altfel decât în 2016 când veneați din postura de contracandidat, outsider da. Față de acum când, iată, aveați un feedback de 4 ani, cu realizări, cu poate nerealizări. Și nerealizări, clar. Tot e relativ, în funcție de cum, dacă explici cetățeanului, doamne, o problemă nu se poate rezolva într-un an sau în 2 ani. O cetățenii, unii vor să se realizeze, l-am mai spus, în 2016 a fost o schimbare și o parte din cetățenii au considerat că noul primar vine cu o baghetă magică și peste noapte transformă Hârșova într-un oraș super dezvoltat. Nu. E nevoie de timp, e nevoie de răbdare, e nevoie de ambiție, e nevoie de tinerețe, e nevoie de cetățeni implicați, nu în ultimul rând, e nevoie de o întreagă comunitate pentru ca localitatea noastră să se transforme așa cum ne dorim noi să se transforme. Dar la sfârșitul acestor, cum spuneam, acestor 4 ani, pot spune că altfel am simțit victoria. În 2016 atunci a luptat, am mai spus, deși toți ne-am hămat, eu și echipa și poate foarte puțin credeam că vom câștiga. Hârșoveanu a venit în 2016 cu dorința de schimbare, dar poate că erau reticenți. Tot le votez, dar nu știu dacă se va întâmpla. Și s-a întâmplat. Acum, în 2020, a fost o altfel de luptă, am mai spus. Nu. Sau, da, pot spune incorrect din punctul meu de vedere, din poziții total opuse. Adică eu, în 2016, spre exemplu, nu am venit cu dezinformări, cu minciuni, ce efectiv faptul că am spus o realitate care nu a plăcut, era realitatea.
Acum aș fi așteptat ca ceilalți contragaindă să vină cu aceeași abordare. Doamne, uite, venim cu realitatea, asta este, ne place, nu ne place, ea nu... Nu, au venit cu realitatea lor, închipuită, imaginată. Am mai spus pe sistemul hoțului de hoț e frică, s-au gândit că ce-ar făcut ei, poate am făcut și eu și atunci. Au avut această abordare cu, uite, domnule, hai să schimbăm pentru că... Totuși Hârșov a arătat că, sau din punctul meu de vedere, a trecut acest examen. Da? Și a arătat că a trecut vremea vorbelor fără valoare și a minciunilor. Și cred că trebuie să înțelegem odată și odată că cei care vor dori să intre în autoritatea locală și mai în autoritate la nivel local și la nivel central trebuie să vină cu proiecte, trebuie să vină cu fapte, trebuie să vină pentru cetățean și sper că a trecut, cel puțin la Hârșova am văzut că da. A trecut vremea în care, domnule, votează-mă pe mine pentru că... Eu îți dau un chil de făină. Trecut de mult. Nu, am zis, pentru că știu contracandidat este urât. Nu, lasă pe contracandidat. Dacă este urât sau nu-l vede cetățeanul, spune tu de ce ești în stare și de ce vrei să fii. Deci una peste alta, da, e clar experiența că... a trecut și mergem mai departe, muncim. E clar, merge înainte. E clar, hârșovenii și-au spus punctul de vedere. Da. Cei mai mulți au dorit ca dumneavoastră să fiți în continuare primarul localității, da. Iar asta este regula de bază a democrației. Minoritatea trebuie să meargă pe acest drum al majorității, dar pe de altă parte majoritatea trebuie să asculte și nemulțumirea minorității. Da? Adică una peste alta într-o comunitate trebuie să cei care, să spunem, nu au câștigat, trebuie să înțeleagă că 4 ani de zile cine a câștigat dă direcția, iar ei să aibă grijă ca acea direcție să nu fie, cei care au pierdut, să aibă grijă ca acea direcție să fie nu o direcție devieze. Bună, să nu devieze. Acum, dacă vrem să fim împotriva direcției doar pentru că vrem noi, am pierdut și suntem foarte supărați și orgolioși și am pierdut multe în campanie sau în aia 4 ani de zile, este problema lor. Ține doar de abordarea fiecărui om și pe lângă abordare, cred că în primul și primul ține de caracter. Sunteți unul dintre primarii care a trecut de la un partid către alt partid, respectiv de la ALDE la PNL. Da. Sună urși, tot spun ca să rămână încă o dată în mintea celor care nu știu sau care refuză. Am revenit la PNL. Ați revenit la PNL. Okay. Asta vreau să vă întreb. Da. Care a fost motivația? Faptul că, de fapt, așa cum în mărturisați și într-o emisiune precedentă, faptul că formația dumneavoastră este, ca să spunem așa, și a fost întotdeauna liberal. Păi a fost oricum. Cei care mă cunosc, mă știu de gândire pragmatică, de dreapta, liberală. Apoi, foarte simplu, eu am încercat, am și explicat în 2007, când m-am retras să fiu din nou, am plecat, dar nu m-am mai implicat la Tineretul Liberal, tot din cauza, sau mă rog, nu tot, din cauza conducerii de atunci a PNL Hârșov. După atâția ani, când asta este viața, generațiile trebuie să se schimbe, am revenit la PNL, am, împreună cu echipa am luptat și am candidat supurile Partidul Național Liberal, vom lupta mai departe, și vom încerca să facem ce am încercat încă din 2007 să fac, și anume să coalizăm oamenii, dacă le spunem că de dreapta din Hârșova nu înțeleg de dreapta, de stânga, eu i-am părțit altfel în oameni care iubesc Hârșova și oameni care trebuie să iubească Hârșova, da? Pentru că până la mine au fost împărțiți în oameni pro-primar, anti-primar, pro-primar, anti-primar. Și acum, cei care nu au votat cu noi, exact ce spuneam mai devreme, au primit semnale negative în campanie vis-a-vis de mine și de echipa mea. Deci nu au primit semnale pozitive vis-a-vis de simpatizantul lor sau de echipa pe care ei s-o vorbim. Da, a fost o anticampanie. A fost o anticampanie, da. E, trecut și veți vedea că în 2024
va fi o altfel de campanie și pentru că am scăpat, eu zic că am scăpat. Care a fost? La modul metaforic, de oamenii vechi. Care a fost prezența la vot? Prezența a fost 50 și aproape 52%. Deci mai aveți 48% oameni indeciși, oameni care pur și simplu n-au vrut să vină sau... Nu știu, poate este... oameni care nici nu au fost în localitate. Da, aveți fost probabil în... și acest aspect care este valabil universal pentru România. Oricum avem o prezență mai mare decât prezența la nivel, național. Național, da. Dacă nu mă șerlecă și la nivel de județ. 47, da, 47-48. Da? Aici arată, vedeți, arată faptul că cei care au venit la vot, sau marea parte a celor care au venit la vot, conștientizează acest, să le spunem, joc al democrației, ce este votul, vin și își exercită acest drept. Eu am făcut apel chiar și în ziua votului. Doamne, ieșiți la vot. Prefer să pierd cu participare de 80, 90, hai, decât 100%, să câștig cu 30 sau 20. Nu neapărat să câștig, nu. Și după aceea, și chiar să pierd. Și să pierd, știu, la o prezență de 30-40%. Și partea aceasta cu a câștiga, dacă este sau nu este, mai aveam încă foarte puțin la limita de 49, deci încă foarte puțin ca să prind jumătate plus 1 și automat închideam orice discuție de reprezentativitatea mea în fața oricui cu privire la localitatea Hârșova. Dar chiar și așa, această reprezentativitate există, pentru că regulile jocului sunt foarte clare, să spunem, da? Doamne, la o dată la 4 ani, vii la vot. Dacă îți pasă, vii și votezi. Dacă nu-ți pasă, nu votezi, dar nici nu poți să emiți pretenții de ce a ieșit primar XYZ. Nu. Ai ieșit primar pentru că tu te mai stat acasă. Da, și dacă ai fi venit, poate ai fi schimbat orice. Da. Și primarul, și configurația în Consiliul Local, și multe. Da? Dar cât timp nu ai participat la joc, sună destul de, poate, dur. Dar așa mi s-a spus și mie la un moment dat, dacă dorești, atunci trebuie să te implici. Și am început să mă implic în 2011, să revin în această viață politică la nivel de oraș, care ar trebui să fie mai mult administrativ. Pentru că mi s-a spus, dacă nu intri în teren să joci, nu vei fi jucător, vei fi doar un suporter, un spectator. Și atunci am ales să joc. Cum aveți, care este configurația Consiliului Local pentru următorii 4 ani? Configurația pentru următorii 4 ani, 8 PNL, 8 PSD și un candidat pro-România. Încurcat. Nu tot încurcat. Mă mai întreba, am mai fost, vă dați seama, am mai fost întrebat, doamne, ce veți face Consiliul că este minoritar, mergând pe ideea că pro-România va merge cu PSD-ul, da. Partidul pui alt PSD-ul, da, să fim, să nu... Da. Vedeți, încă o întrebare, de ce am revenit la PNL? Am revenit la PNL pentru că ALDE nu mai era de mult partidul de dreapta, inclusiv în acea alianță cu PSD-ul. Ce, unul personal nu mi-a convenit, dar hârșovenii au văzut și cel puțin au apreciat că eu am rămas consecvent. Acum ce se întâmplă cu ALDE? Se unește cu partidul pui al PSD-ului, cu Pro-România, și fac marea... Nu merge. Din punctul meu de vedere, facem o mică paranteză, că am explicat și cu ocazia aceasta poate vor auzi și mai mulți. Din punctul meu de vedere, partidele mici, în timp, asta înseamnă să ne întărim noi ca și democrație, vor dispărea. Trebuie să avem două, poate trei partide mari. Partidele mici nu vor da decât posibilitatea unor înțelegeri undeva acolo sus la centru, dar nu, cu siguranță nu vor reprezenta interesele cetățenilor, ci doar interesele acelor lideri de partide mici. În momentul în care am văzut că ALDE nu mai este ALDE și PNL-ul, am purtat discuții și a avut deschidere în a mă asculta, în a vedea și viziunea mea și până la urmă a merge în aceeași direcție, am spus, ok, trebuie revenit la acasă. Da. Pentru că altfel nu. Partidele mici vor rămâne întotdeauna partide de conjunctură. Da, vor trebui să se adapteze și să încerce să...
da, profite nu, aici, dintr-un aici, loc sau altul. Asta e adevărul. Fiind o discuție despre Hârșova, nu vreau să discut despre faptul că, vedeți, partidele mici și legea este așa cum este. În 2016 noi am votat o configurație parlamentară și ne-am trezit la sfârșitul anului 2020 cu altă configurație parlamentară, ce nu a fost pe buletinul de vot al 2016. Atunci întrebarea, este normal? Nu este. Probabil aici e vorba de legislație, care trebuie îmbunătățită. Am spus, legislația trebuie să fie, sau este perfectibilă și trebuie tot timpul modificată în funcție de conjunctură, în funcție de vremurile pe care le trăim. Acum, revenind, nu am, discutând din punct de vedere, cum spuneam, al partidelor, da, PNL de o parte, da, PSD și Puiul, PSD de cealaltă parte. Este clar că nu am o majoritate în Consiliu, dar nici în 2016-2020 n-am avut o majoritate. Am avut chiar mai puțin, am avut 6 consilieri din 17, ceea ce înseamnă că 8 din 17 este foarte bine. Ce veți face? Veți chema la masa tratativelor reprezentanții PSD? Adică în ideea de a face proiecte pentru oraș. Proiectele, dacă sunt bune pentru oraș, ele vor fi votate. Întrebare, discutăm pragmatic. S-au mai văzut cazuri, asta spun. Da, probabil. Eu pot discuta cu persoane care în campanie au aruncat o felul de mizerii despre mine? Nu. Se regăsesc în Consiliu? Da, bineînțeles. Da. Păi da, nu a fost. Da? Deci, efectiv, am înțeles acum, domnule, că ar vrea PSD-ul să aibă viceprimar. Nu, eu cred că asta este o glumă proastă de-a lor, încă o dată. Cum poți să ai adică, dacă vrei să ai viceprimar în Consiliul Local cu mine primar, este clar că tu nu vrei decât să vii să pui bețe în roate. Pentru că în campanie ai spus numai mizerii, neadevărul despre mine și echipa mea. Bine, mai mult despre mine, da? Acum să înțeleg că te-ai metamorfozat așa dintr-o dată și vrei să fii persoana cea bună pentru comunitate și vrei să vii să-l sprijin, să fii subalternul primarului, că asta este, ești subalternul primarului și să vii să sprijin pe primar în proiectele pe care le are el, unele începute și altele pe care le vor demara. Nu, este clar că dacă vor dori să aibă viceprimar, e clar că nu vor dori decât să vină să pună bețe în roate și să încurce. Dar atunci vor da socoteală în fața cetățenilor. Pentru că consider că la Hârșova Consiliul, mă rog, primăria este transparentă, dar este transparentă și cu siguranță va fi și mai transparent în următorul mandat, pentru că am căpătat această experiență și, da? Iar eu voi arăta cetățenilor atunci cine muncește, cine vrea să pună bețe în roate. Acesta este motivul pentru care nu vreau să fac alianță. Ce înseamnă alianță? Înseamnă și îți promit ceva ca să mă susții. Nu, eu nu le promit nimic. Eu promit hârșovenilor faptul că voi munci mai departe pentru Hârșova, pentru hârșoveni, că voi veni cu proiecte viabile și sănătoase, iar ei, dacă nu vor dori să voteze, să nu facă. Știți cum se spune? A la guerre, com a la guerre, da? A trecut războiul. Acum... practic sunteți în faza în care trebuie să, după război se reconstruiește, nu? Și atunci nu, toate forțele ar trebui să vină, să pună mâna. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi spre binele orașului, nu? Fără să încerc să-i nu știu, să nu se simtă jignit sau, dar dacă ar fi cerebral, ar trebui să spună, doamne, Hârșova a ales un lider. Ok, trebuie să-și facă echipă cu cineva din... Pentru că relația între primar și viceprimar, în primul rând, trebuie să fie o relație bazată, hai, poate nu pe prietenie, pentru că... Dar, în primul rând, trebuie să se bazeze pe încredere. Și pe respect, probabil. Respect pentru cetățean, încredere, nu? Da, și implicit pentru aparatul administrativ. Dacă am încredere într-o persoană, cu siguranță respect acea persoană. De-aia spun, consider că încrederea este... principala cauză ce ar trebui să lege în primă fază primarul cu viceprimarul. Fără să se supere pe mine, n-am încredere în niciunul din PSD și din Pro-România. Adică... Acum știți cum e, și încrederea trebuie să fie reciprocă. Da, iar corect, adevărat, dar
ea trebuie și trebuie să fie câștigată, dar știți cum e? Ei nu trebuie să aibă încredere în mine pentru că pe mine m-au ales hârșoveni. Acolo viceprimarul va fi ales, dacă să spunem că va veni, dacă totuși această glumă ce le trece prin cap se va materializa, vă dați seama că acel viceprimar nu reprezintă opțiunea hârșovenilor, ci reprezintă opțiunea unor consilieri, e adevărat, trimiși acolo de cetățeni, dar să nu uităm că poate, de exemplu, dacă va fi susținut vreun candidat al PSD-ului la funcția de viceprimar, cu siguranță mulți membri pro-România, mă rog, mulți cetățeni care au votat pro-România din varii motive, nu cred că ar fi de acord cu viceprimar PSD. Da, deci e o problemă, este, oricum discuția este relativă, cert este că despre primar ne convine, ne convine, nu prea este, nu prea avem ce să discutăm acum, pentru că el a fost ales de cetățean și joc închis. Rămâne acum discuția să vis-a-vis de ce viceprimar. Iar din punctul meu de vedere am spus, eu mă raportez la secolul acesta, nu la secolul trecut. Secolul acesta, din 2000 până în prezent, fiecare primar a avut viceprimar, o persoană din echipa sa, o persoană de încredere cu care să facă treabă. Acum să vină, să intervină cineva și să spună, domnule, știți ceva, uite, tu ești primar, ca așa au vrut hârșovenii, dar noi vrem să spunem viceprimar ca așa vrem noi. Am mai avut o experiență în primul an al mandatului meu, da? Ce să le zic? Știu cum s-au finalizat treburile atunci. Nu rămâne decât să le spun că e o vorbă bătrânească. Prostul învață din greșeala lui, deșteptul din greșeala altuia. Le recomand să fie persoane deștepte. Am înțeles. Haideți să trecem și... fac o paranteză, îmi cer scuze. Nu vreau să par arogan. Asta e realitatea și hârșovenii mă știu. Și cu bune și cu rele, mai mult cu bune decât cu rele. Și mă știu că spun lucruri în față pentru că suntem sătui de minciuni, de adevărul dat așa mai cumant. Nu. Haideți să discutăm un pic și despre faptul, au trecut alegerile, știu că aveți niște proiecte importante pe care le aveți în vedere și aș vrea să îmi spuneți clar în ce măsură sunt aceste proiecte realizabile și mă refer la două dintre ele. Unul este cel al racordării la gaze, care știu că este foarte, foarte important și foarte dorit de locuitori. Pentru și este într-un stadiu avansat. Așa. Adevărat, va trebui să reluăm și să refacem studiul de fezabilitate ca urmare a condițiilor impuse, pentru că foarte probabil se va face printr-un proiect susținut prin compania POIN, prin program de operațiuni de infrastructură mare, da? Și va trebui să refacem studiul de fezabilitate conform ghidului, dar este într-un stadiu avansat. Este un proiect așteptat. Rată de așteptare ce înseamnă? Dacă aș spune, probabil, ca să fiu acoperit de 5 ani de zile, s-ar putea hârșovii să aoleu, așa mult. Dacă aș spune 2 ani de zile și nu se va realiza, doamne, ne-ai mințit. Cetățenii, am explicat, trebuie să știu un singur lucru, faptul că este un proiect mare, un proiect de anvergură. Confortul de fezabilitate, am mai spus, gazele vin de la Târgușor, pe o lungime de 42 de kilometri. Vă dați seama că acest proiect nu poate să-l facă Hârșova singură și atunci trebuie să intervină și factorul la nivel național, da? Unde aici este Transgazul, pentru că rețelele aparțin. Sunt ale lor, da? De ce? Pentru că din acea conductă, într-un viitor, mai apropiat sau mai îndepărtat, se vor acorda, la acea conductă se vor acorda și celelalte localități. Da? Deci acest proiect, care am mai spus, doamne, va fi un proiect pilot, probabil. Dar nu facem doar pentru Hârșova. Da? Dacă ne uităm pe hartă, Târgușor până la Hârșova, păi toată zona de nord și apoi nord-vest a județului Constanța va avea posibilitatea de racordare la rețeaua de gaze. Deci este un proiect mare, trece conducta, va trece prin mai multe OAT-uri, prin proprietăți publice, proprietăți private. Nu e așa ușor, haide să... Important este că am demarat proiectul, important este că suntem într-o fază destul de avansată, atât că din punct de vedere al studiului de fezabilitate, cât și a documentelor pe care le-am aprobat prin Consiliul Local, regulamentul de înființare a serviciului, de funcționare și organizare, e de muncă.
Dacă se începea, poate, am mai spus, dacă se începea acest proiect în 2004 sau în 2004, 2008 sau oricând, cu siguranță cum eram într-o altă etapă. Acum, vrem să tragem repede. Da, e adevărat că un astfel de proiect nu depinde doar de un primar sau de... Nu depinde, nu, aici trebuie așezat la masă și discutați toți factorii care ar putea... mă rog, și implicați și beneficiari ai acestui proiect. Poate, nu știu dacă are importanță ceea ce spun acum, dar la nivel de oraș Constanța, care este municipiu, reședință de județ, un oraș mare și sunt încă locuri în Constanța, cartiere, în care lumea încă se alimentează cu butelia. Da, vedeți... Chiar blocul, la blocul meu eu am gaze de vreo 2 ani, cred, 3 ani, ceva de genul ăsta, adică... Deci dacă dumneavoastră așa, de 2 ani de zile... Așa, iar blocul din fața mea nu are. Da, deci, eu cred că, vedeți, este un proiect mare, un proiect mare demarat de guvernul Orban, de guvernul PNL. Hai să o spunem, nu... Da. Asta e realitatea, da? Despre ce discutăm. Vis-a-vis de extinderea rețelei de gaze în țară. Rămâne ca să fie implementat, să fie demarat și implementat și în momentul în care se va realiza acest lucru, cu siguranță și alte localități mai mari sau mai mici și blocurile din jurul nostru vor fi racordate la... Da, s-a descoperit un zăcământ în Marea Neagră, este păcat să nu-l valorificăm. Categoric. Da? Și eu cred că se va finaliza acest proiect. Deci, nu pot spune în 2 ani sau în 5 ani, pentru că nu ține doar de mine. Da? Ce pot spune este că mă voi lupta să duc cât de mult pot acest proiect și dacă se poate să-l finalizez, cu siguranță îl voi finaliza. Da. Sunt multe de făcut. Un al doilea proiect pe care l-ați expus într-o și în campanie și într-o discuție pe care am avut-o este cel al declarării orașului Hârșova oraș, stațiune balneară, stațiune turistică de interes local, da. Și apoi de aici să dezvoltăm stațiune balneară. Pentru că există acele ape, da, vechi, dar redescoperite, să spunem așa. Redescoperite, vedeți? Vorbeam cu hârșovenii. Dom'le, acum și în această campanie a fost la modă și le-am spus contracandidaților, nu intrați în acest subiect pentru că nu știți despre ce este vorba. Deși ați fost unii primari 2 mandate, iar ceilalți vă doriți să fiți, ceilalți 2 vă doriți să fiți, nu știți despre ce este. Și mă raportam mai ales la cei care au fost 2 mandate primari. Problema nu este, am un plan, l-am printat, merg cu el la sub braț, uite, vreau să construiesc o stațiune. Problema este mai amplă. Implică mai mulți pași, implică mai întâi obținerea, mă rog, ce am realizat în primul mandat, scoaterea din circuitul agricol, din extravilan și introducerea în intravilan a 3 hectare. În zona respectivă. Da, în zona respectivă ca să putem construi. Că degeaba mergi la sub braț cu un desen foarte frumos când tu n-ai cum să construiești în extravilan. Adică e clar că ai mințit cetățenii. Cetățenii nu știu. Dom'le, uite ce vrea să facă. Wow! Și unii cad așa într-o expectativă. Uite, vă să facem stațiune balneară. Nu! Până nu primul pas să obținem un intravilan în zona respectivă, nu se va putea construi niciodată nimic. Acest lucru l-am realizat la sfârșitul mai, dacă nu mă înșel, aprilie-mai 2019. După 2 ani și jumătate am reușit acest lucru. Următorul pas este obținerea statutului de stațiune balneară, pentru că cel puțin pe 2021-2027 se vor deschide foarte multe axe, dintre care și o axă de valorificare, modernizare și undeva acolo în titulatură spune și de înființare de stațiune, adică pe o latură balneară. Dar ca să acceseze aceste proiecte, în ghid de finanțare spune foarte clar, localitatea să aibă statut de stațiune. Nu o să-ți dau fonduri pentru dezvoltare balneo dacă nu ai acest statut de stațiune. Este logic. Da? Și atunci... Există în lege definiția stațiunii. Da, există. Și condițiile care trebuie să îndeplinite. Din ce am văzut, nu sunt niște condiții pe care
un oraș precum Hârșova n-ar putea să le îndeplinească. Da, n-ar putea, să spunem, ar putea, dar nu poate. Înțelegeți? Adică ideea este așa, ca să obțină statut de stațiune balneară, în primul rând trebuie să aibă orice localitate, să aibă 100 de spații. Am mai spus o tot repet, poate trebuie să aibă 100 de spații de cazare, din care 30% să fie de 3 stele și 3 margarete. Iar spațiile să fie avizate de Ministerul Turismului. Turismului, da. Da. Din discuțiile care le-am avut, și credeți-mă că am discutat, niciun investitor nu vine să, nu va veni. Noi avem unde față undeva la vreo 40 de spații de cazare în Hârșova. Și în acestea, sincer, nu știu câte sunt... La 3. Nu de 3. Sau... Pentru că degeaba au de 3 stele și margarete dacă nu sunt înregistrate la Ministerul Turismului. Da. Diferența de spații de cazare, nu va veni niciun investitor să... Hai, domnule, să-ți construiesc un hotel și dumneata o să obții statutul de stațiune. Nu. Totdeauna am pus problema, obține statutul de stațiune, pentru că și ei probabil vor dori să acceseze fondurile europene, da? Și dacă ai acest statut de stațiune balneară, poate să-și construiască și ei un... Poate fi, de ce nu, o șansă pentru investitorul local de a accesa niște fonduri europene, pentru că acest lucru este posibil. În primul și în primul rând, eu voi încuraja, am spus, voi încuraja întreprinzătorii locali. Da? Sunt discuții, vom vedea ce va fi. Dar până la încuraja întreprinzătorii locali, cei cu care am discutat cunosc realitatea și au făcut separație între cel care a mers la sub braț cu planul, promițând marea cu sarea, și cel care a venit și le-a zis, doamne, mai întâi trebuie să avem condiția asta, condiția asta, și abia după aceea discutăm de... În opinia dumneavoastră, cam care ar fi șansele de realizare? În opinia mea, vedeți că o iau așa, aplicat, pragmatic. Da, pentru că... Da? Eu mi-am propus, dacă 2 ani și jumătate mi-a luat să scot din extravilan în intravilan, mi-am propus... pare suna mult, dar în prima jumătate a mandatului să obțin statutul de stațiune balneară și în a doua jumătate a mandatului să vedem cum ne vom dezvolta. Da? Nu înseamnă că 2 ani de zile va dura acest lucru. Da. Eu sper să dureze 6 luni de zile, un an, nu știu cât. La fel, implică anumiți factori. Da? Dar... Da, ar putea fi o șansă foarte mare pentru comunitatea locală. Da, bineînțeles, da. Asta clar. Pentru că Hârșova este un loc... Hârșova este poarta de intrare în județul Constanța. Da, da? Adică este un loc cu foarte multe atracții istorice. Da, cu istorie. Am prieteni care doresc să vină pe Dunăre cu curse de pasageri și care au întrebat inclusiv de Hârșova, domnule, e o cetate acolo, dar dacă venim la cetate, ce mai facem? Mai avem ce face? Avem unde să luăm o masă într-un cadru plăcut? Da, pot veni. Oricum lucrăm și am lucrat și vom continua, da? Să facem un ghid cu 20 de atracții turistice la Hârșova. Și să vedem și mediatizarea online și pe Facebook și prin mass media și... Da, este foarte important, da. Pentru că este clar că această zonă care face deschiderea practic către Delta... Nu vă convine tot pe la Hârșova treceți. Da, important și... e ca cineva să nu numai să deschidă ușa și să treacă, să deschidă ușa și să și arunce o privire. Da. Pentru că chiar sunt locuri de văzut, adică nu este... Doamne, eu am mai spus, avem în Hârșova, mă rog, pe brațele Dunării, la Hârșova, noi avem lucruri mai frumoase decât în Delta. Iar cine nu crede, atunci poate devine puțin intrigat de afirmațiile primarului de Hârșova și stănește puțin curiozitatea. Poate să venim să ne convingem. Da, dacă, despre ce... Vedeți? Deja, bine, am înțeles că și în Delta au apărut ori se schimbă fauna. Este într-o continuă schimbare. Și atunci dacă apar, am înțeles,
Flamingo a apărut în Delta? Da, s-a întâmplat. Bine, două, trei. Vreau să vă spun că acum 10 ani am văzut și eu pentru prima dată, eram la capitanie și am văzut primul pelican la Hârșova. Tot atunci am văzut, 10-12 ani, da, am văzut primele lebede. Acum, și acum două săptămâni am fost era și am făcut o fotografie, comun. Deja da. Avem un stol de lebede, da? Da, este, sunt multe aspecte ale turismului care pot fi acoperite, turismul istoric, turismul, nu știu dacă, turismul ecumenic în zonă. Avem și acolo, da, bineînțeles, se poate. Deci, turismul am mai spus, de fotografie. Fără să fiu privit, știu, la modul subiectiv, doamne, ești primarul orașului Hârșova și iubești Hârșova și gata, o ridici. Da, o ridic pe culmi cât mai înaltă, pentru că Hârșova este frumoasă, Hârșova trebuie valorificată și, cum am mai spus, Hârșova este ca un diamant neșlefuit și trebuie să-i scoatem frumusețea. Dar ca să scoatem frumusețea la iveală, noi hârșovenii trebuie să punem umărul, să îndepărtăm urâtul și să lăsăm frumusețea să iasă. Domnule primar, ne apropiem de finalul discuției noastre. Aș vrea să vă întreb un pic să, pentru această parte, să trecem și la un aspect care are foarte mare importanță pentru orice primar din țara asta. Urmează, doar s-a terminat o bătălie, urmează o alta, cea parlamentară. Da, asta este consiliul, pentru primar important este consiliul local. Și pentru cetățean. Da, urmează aceste alegeri parlamentare, unde este important pentru fiecare primar, pentru că practic parlamentul va da nu direcția în general de direcția de urmat și vă asigură dumneavoastră condițiile cele mai bune de a vă pune în aplicare planurile. Ori dacă avem un parlament eficient, un parlament care dă legi bune, atunci care aprobă legile bune, mă rog, da. Nu le dă parlamentul, dar care aprobă aceste legi bune făcute de guvern, atunci și dumneavoastră și noi ca și comunitate avem de câștigat. Cum vedeți această competiție care iată deja a luat startul, deși încă nu se știe dacă alegerile... La Hârșova vom câștiga. Cum am câștigat primăria, cum am câștigat la Hârșova și Consiliul Județean, vom câștiga și parlamentarele. Va fi o luptă acum liniștită. Normal, oamenii au fost mai interesați de lupta... De cămașe decât de haine, ca să spunem așa, da, nu? Și, da, dar și dacă rămâi doar în cămașe și n-ai haine și afară ai minus 10 grade, să putea să vezi că și haina este importantă, da. Una peste alta, fiecare, cum spuneam, fiecare scrutin este important. Trebuie să înțelegem odată și odată că doar votând ne vom putea impune voința, toți să participăm. Acea formă de răzvrătire în care, nu, dole, sunt sătul, sunt scribit de societate, nu vreau să mai ies la vot, nu face exact cum spuneam decât să te arunce undeva în tribună, cu care vei fi un supărat, un răzvrătit și un nemulțumit toată viața, dar nu vei funcționa practic la regulile unei societăți civilizate și democrație, așa cum încercăm noi să facem în România. Cum spuneam, la Hârșova vom câștiga, PNL-ul va câștiga, cred, sper, vreau și așa se va întâmpla, va câștiga și la nivel național, astfel încât să aveți susținerea. Astfel încât să vedem, vreau să văd România urcând pe o pantă ascendentă, așa cum este simbolul Partidului Național Liberal. Da, săgeata... Da, îndreptată în sus. În sus, da. Și cum spune și imnul, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Da? Trebuie să câștigăm și trebuie, orice ar fi important, ca după ce se termină și această, spunem, luptă politică, ușor, ușor să revenim pe pământ, cei care poate se lasă așa purtați de val și să uite, acum vorbesc de hârșoveni, că mai întâi de toate suntem oameni, suntem hârșoveni, apoi noi să nu uităm că suntem români
Și indiferent că a câștigat Partidul Național Liberal și că nu ne place, nu le place unora de Partidul Național Liberal, totuși să accepte acest lucru și să avem răbdare, vom vedea dacă nu ne convine peste următorii 4 ani. Da, dar să vedeți că va fi bine. Da. Oricum veți avea, cel puțin pe plan județean, veți avea și susținerea Consiliului Județean, fiind condus eu de un liberal, domnul președinte, de Mihai Lupu. Da, eu consider că orice proiect viabil din județul Constanța va fi susținut de echipa liberală. Da. Important este să venim cu proiecte viabile și cu proiecte sănătoase pentru comunitate. Și nu cred eu că nu. Pentru că acum au câștigat altfel de oameni. Am înțeles. Ca să nu las loc de interpretări. Mai bun din mai toate punctele de vedere. Am înțeles, da. Din toate punctele de vedere. Aș vrea să vă rog să aveți ultimul cuvânt și să le transmiteți hârșovenilor. Am ultimul cuvânt de acum. Păi ce să le spun hârșovenilor? Am început cu mulțumiri, închei cu mulțumiri. Le mulțumesc încă o dată pentru că au avut încredere în mine. Le pot promite că vom încerca să nu-i dezamăgim. Vom încerca să realizăm cât mai multe din doleanțele pe care le au, dar încă o dată vin și spun, o comunitate nu poate fi condusă de un singur om. O comunitate trebuie să fie condusă de comunitatea în sine. Da? Dacă vrem să avem o comunitate mai bună, mai frumoasă, trebuie noi să fim mai buni și să păstrăm frumosul. Și în încheiere, ieșiți la vot. Pe 6 decembrie, 6 decembrie, da? Da. Ieșiți la vot pentru că se va hotărâ soarta pentru următorii 4 ani a țării. Dacă acum 2 săptămâni ne-am hotărât soarta localității și credeți-mă că e pe mâini bune, la fel ieșiți la vot și va fi bine. Pentru că va câștiga Partidul Național Liberal. Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Vă doresc să faceți pași hotărâți și încununați de succes în a vă realiza proiectele, pentru că asta așteaptă toți hârșovenii de la dumneavoastră și de la echipa dumneavoastră, evident, și de la Consiliul Local până la urmă, pentru că dumneavoastră Consiliul Local, ca administrație publică locală, sunteți în slujba acestor oameni, da, da. Și să sperăm că peste o vreme ne vom reîntâlni și oamenii vor și o să spuneți că am avut dreptate. Și o să spun că ați avut dreptate. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la următoarea întâlnire, toate cele bune!